Chiar dacă este pandemie, constanțenii nu au uitat să se bucure de zile importante pentru ei. Ziua îndrăgostiților îi va prinde pe mulți tineri în oraș, luând masa cu persoana iubită. O să petrecem în siguranță printr-o masă. Atât. Mare petrecere. Nimic să ne ia ochii. În restaurant sau pregătiți ceva acasă? Da, am rezervat o masă la un local. La restaurant vor petrece și mulți alți constanțeni. Patronii de localuri spun că pentru duminică nu mai au nimic liber. Rezervările s-au făcut de acum 2 săptămâni. Pentru duminică avem full. În mare parte sunt rezervări de câte 2 persoane, cupluri, sau 3, cei care vin și cu copilul. Și da, în mare parte pentru acest weekend s-au cam ocupat locurile, având în vedere că suntem la 30% din capacitate. Se ocupă destul de repede. Administratorii localurilor îi vor primi pe clienți cu un vibe romantic, cu lumânări și flori pe masă, dar și cu surpriză din partea casei. Anii trecuți ne-am axat pe deserturi. Anul ăsta o să facem un shot. Un shot din partea casei pentru cei care vin duminică de Valentine's Day. Pentru că a fost un an atipic și am zis că anul ăsta ne reorientăm și noi spre ceva mai în ton cu mood-ul tuturor de anul ăsta. Ne mutăm acum la un restaurant din Constanța, rezervat și acesta la capacitate maximă pentru Valentine's Day. Chiar dacă nu s-au mai putut organiza petreceri ca în alți ani, atmosfera va fi frumoasă, spun gazdele, cu muzică ambientală și degustări de vinuri. Pentru că meniul nostru este foarte cunoscut de clienții fideli, i-am lăsat să comande din meniul clasic, au produsele lor preferate și preferă, dar vom veni cu niște cocktailuri specifice și cel puțin în ziua de duminică de Valentine's Day vom oferi prăjitura din partea casei. Localurile s-au pregătit cu băuturi speciale pentru această ocazie. Acest cocktail cu gin și aromă de castravete este unul dintre preparatele casei. Și orașul s-a pregătit pentru această ocazie. Semafoarele de pe cel mai important bulevard din Constanța sunt în ton cu această perioadă. În loc de lumină de culoare roșie, au fost montate inimioare. Această schimbare va fi păstrată până la sfârșitul lunii februarie.